Un tânăr sucevean de numai 23 de ani a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces înregistrat din județ. Potrivit DSP, tânărul avea virusul gripal AH1 pandemic, dar cu afecțiune malignă preexistentă. Decesul s-a produs în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Suceava în data de 4 februarie 2015. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava spun că pacientul nu era vaccinat antigripal. În ceea ce privește infecțiile acute respiratorii, săptămâna trecută s-au raportat la DSP Suceava puțin peste 2500 de astfel de infecții. 56 de pacienți au fost și internați. Nici pneumoniile nu s-au lăsat mai prejos. Aproximativ 660 de suceavani au fost diagnosticați, iar 1515 au fost spitalizați.